România ar fi trebuit să efectueze la finalul lunii mai un mini-turneu în America de Sud, Chile și Uruguay, două dintre echipele calificate la turneul final al campionatului mondial. Ar fi fost adversarele lui Chiriche și Torge. Întrebați pe cei de la federație. Eu n-am făcut decât să vin să pun pe masa federației această propunere de două meciuri pe care eu, sincer, am considerat-o oportună. Mi se părea un bun prilej să joci contra două echipe calificate la campionatul mondial. E final de sezon. Jucătorii ar avea o altă participare în momentul în care joci două meciuri bune într-o destinație cum este Sud America. Federația sau conducerea federației a hotărât să nu dea curs acestor două meciuri. Mai mult nu vă pot spune. În ceea ce privește viitorul lui Pițurcă pe banca tricolorilor, Baciul a adoptat o strategie diplomatică. Nu doresc să vorbesc de acest lucru pentru că, unu, nu am nicio funcție oficială și, doi, nu mi se pare normal să vorbesc public de acest lucru când echipa națională are antrenor. Gică Popescu are șanse mari să devină președintele Federației Române de Fotbal. În acest caz, Victor Pițurcă va avea șanse infime să mai continue din postura de selecționer.